Un număr de 38 de persoane au fost reținute în cazul de sclavie din Argeș. Suspecții sunt acuzați că țineau oamenii ca sclavi în condiții inumane și îi puneau la muncă forțată. De asemenea, 21 de copii au ajuns în centrele de plasament, dintre aceștia 19 fiind copiii celor reținuți. Cazul revoltător a ajuns în atenția presei internaționale. După ore bune de audieri, un număr de 38 de persoane au fost reținute și vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. Suspecții sunt acuzați de trafic de persoane și trafic de minori. În același timp, 21 de copii au ajuns de urgență în centre de plasament. Dintre aceștia, 19 sunt copiii suspecților care au fost reținuți de către anchetatori, iar ceilalți 2 copii sunt victimele traficanților de persoane. Potrivit anchetatorilor, activitatea grupului infracțional a început în urmă cu 8 ani. În 2008. De atunci, zeci de persoane, printre care și minori, au fost exploatate de acești indivizi. Printre victimele grupului se numără copii și persoane cu dizabilități fizice sau psihice, ori cu situații materiale precare. Metodele prin care își recrutau victimele erau diverse, de la constrângere sau minciună, până la răpire și sechestrare. Odată ajunse în locuințele suspecților, victimele erau obligate la muncă forțată, obligate să cerșească sau să fure lemne din pădure. Ca să nu fugă, victimele erau încuiate și ținute în lanțuri sau erau bătute cu sălbăticie și amenințate. De cele mai multe ori, sclavii erau înfometați, iar atunci când primeau ceva de mâncare, li se ofereau numai resturi. Ceea ce este incredibil este faptul că nimeni nu pare să fi știut nimic despre această situație, ori oamenilor le era frică să vorbească sau erau și ei implicați. Primarul localității susține că nu a știut că există oameni ținuți în cuști sau în lanțuri, dar că va forma echipe mixte care vor merge din casă în casă pentru a depista dacă mai sunt astfel de cazuri. Această situație a șocat o lume întreagă. Imaginile din timpul descinderilor fac înconjurul lumii, fapt ce nu ne face cinste, iar publicațiile din întreaga lume au scris pe larg despre acest subiect.